în mare parte se știe, Partidul Social Democrat și-a lansat candidații, a propus candidații pentru cele două camere ale Parlamentului. Sunt oameni valoroși, oameni care au dat, unii dintre ei au trecut de mult examenul în ceea ce înseamnă administrația, oricare ar fi ea, dacă mă refer la domnul ministru Teodorovici, cred că nu mai sunt cuvinte de spus, dânsul a ocupat multe demnități în ceea ce înseamnă administrația centrală, istoricul și CV-ul dânsului este unul impresionant. Ceilalți colegi ai noștri, chiar dacă unii nu au avut demnități în zona administrației, sunt oameni de perspectivă determinați și cred că aceste propuneri, în totalitatea lor, alături de noi, cei care ocupăm poziții la administrație locală, să reușim să promovăm pentru județul Tulcea, pentru cetățenii din județul Tulcea, proiecte, să aducem modificări legislative, să reușim să aducem finanțări prin promovarea unor proiecte, atât pe fonduri europene, cât și pe alte surse de finanțare, mă refer la bugetul național și nu numai, sunt multe alte oportunități pe care cu toții încercăm să le identificăm și încercăm să promovăm pe mai departe proiecte determinante pentru județul Tulcea, pentru, așa cum am spus, pentru cetățenii din județul Tulcea. Avem de altfel două priorități mari, noi, cei care suntem în administrație și viitorii parlamentari, să ducem mai departe proiectele pe care le avem în derulare și să identificăm și să propunem proiecte vitale pentru dezvoltarea județului nostru, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punct de vedere economic. Aici mă refer la cei doi piloni de dezvoltare ai județului Tulcea, și importanți, și anume turismul și agricultura. Noi am spus mereu că ar fi fost normal, de bun simț și corect față de români, ca o astfel de campanie electorală să se producă atunci când situația medicală ne permite și atunci când cei care votează să fie sigur că nu se pot îmbolnăvi dacă vor participa fie la acțiuni de campanie și mai ales în ziua votului la vot. Dar s-a decis să se meargă mai departe. Costul este mult, nu este destul de mare pentru actuala guvernare. Nu contează, spuneam puțin mai devreme, câți oameni se îmbolnăvesc sau mai mult, mai rău, câți oameni mor în fiecare zi. Și atunci, dacă această campanie s-a început, și azi e prima zi de campanie, noi o putem spune de la început, PSD-ul a fost, este și va fi întotdeauna pregătit de orice luptă electorală, chiar dacă se duce incorrect astăzi de către un guvern, culmea, liberal, culmea de către un guvern care, sau un partid mai degrabă, care tot timpul a acuzat pe nedrept că PSD-ul face sau drege, când de fapt ei sunt dovada clară și vie a lipsei de transparență în actul guvernamental, în felul în care atribuie banii către comunitățile locale. Știm foarte bine cum sunt luați primarii efectiv, unul câte unul, făcându-se promisiuni de a susține PNL-ul pentru a obține mai departe proiecte cu finanțare, fie europeană, fie de la buget. Deci, cum spuneam, PSD-ul este pregătit de campanie. Va duce o campanie corectă, va respecta regulile de impuse la nivelul guvernului pentru această luptă împotriva pandemiei. Va duce o campanie corectă și transparentă. Nu ne așteptăm la o abordare similară din partea colegilor de la PNL. Și aici trebuie să remarc, la nivelul județului Tulcea, multe minciuni foarte... Efectiv te blochezi, te șochezi, să vezi cu câtă nonșalanță își pun în dreptul lor multe dintre proiectele mari pe care PSD-ul le-a demarat. Și vă dau câteva exemple aici. Podul peste Dunăre, de la Tulcea, între Tulcea și Brăila. Un proiect despre care tulcinii au discutat de câteva zeci de ani. Un proiect pe care l-au promis foarte mulți în lupta politică, în campanie electorală. Este un proiect care a început în 2014, atunci când domnul președinte Teodorescu, președintele Consiliului Județean,
a găsit sprijin la nivelul Guvernului Social-Democrat, a primit finanțare pe fonduri europene. În 2014 s-a semnat acordul de parteneriat. De asemenea, din păcate, vă uitam un exemplu scurt de un alt obiectiv care este, din păcate, pe care să fie blocat. Faleza din portul Tulcea. Un proiect foarte important, la fel pentru turceni, pentru toți care vin cu drag în județ. Poartea de intrare, practic, știm foarte bine, Delta. Un proiect de câteva zeci de milioane de euro pe care tot guvernele social-democrate l-au aprobat și l-au început. Este un lucru, știți foarte bine. O să vă fac public o scrisoare, o solicitare din partea administrației porturilor maritime Dunărene și Dunărene de la Galați, practic o structură a Ministerului Transporturilor, care solicită sistarea în instanță, deci suspendarea, sistarea lucrurilor, pardon, a acestui mare și important proiect, faleza din portul Tulcea. Pentru o simplă neclaritate birocratică, spune eu, pun în pericol, practic, liberalii, un proiect pentru întregul județ. Deci, cu alte cuvinte, sper în analiza simplă, dar logică și clară a populației, comparația între cele două partide și felul în care acestea au guvernat, și să vină pe 6 decembrie în condiții de siguranță, să se protejeze, să poarte mască, să asigure distanța socială la un vot care să se ducă la schimbarea actualului guvern. Ținând cont de rapiditatea cu care acest virus în ultima perioadă se propagă, ar fi necesară amânarea care, în primul rând, ar trebui limitată, stopată această infectare la nivel național și după aceea celelalte probleme care sunt, zic eu, secundare. Din datele de ieri, în municipiul Tulcea aveam un procentaj de 1,78 la mie grad de infectare, iar la nivelul județului Tulcea aveam un procentaj de 1,25. Aici sunt multe discuții de purtat, am stat de vorbă și cu managerul Spitalului Județean privind suportul pe care Guvernul României l-a acordat și mă refer la județul Tulcea, nu mă refer în plan național. Cred că este o situație care ar trebui să mobilizeze populația și mă refer la modul cum Guvernul acționează pentru protejarea populației privind această bolnavie pe care noi o traversăm. Pentru județul Tulcea vreau să vă spun că zic că efortul Guvernului este unul destul de sumar. S-au primit doar 4 ventilatoare mecanice. Încercăm să înființăm o secție externă la Spitalul de Terapie Intensivă, și, bineînțeles, cu ventilatoare mecanice. Este insuficient. Multe din obligațiile pe care noi le-am avut ca și administrație locală au căzut toate în sarcina noastră. Suportul din punct de vedere financiar, logistic și ca dotare pe care Guvernul l-a acordat județului nostru a fost unul, pot spune, aproape insignifiant. Se cere de la noi, autorități locale, să ne implicăm cu totul, dar la un moment dat trebuie să înțeleagă și cei decidenți de la București că nu mai avem de unde. Din punct de vedere al bugetului Consiliului Județean, poate să vină să-l perie și domnul Câțu și domnul Orban, cine o vrea, o să găsească un buget total dezechilibrat, un buget inexistent pentru a mai susține în continuare lupta cu această pandemie. Lucrurile iau turnă total, să zic așa, greu de controlat. Lucrurile sunt scăpate de sub control. Și ceea ce se întâmplă astăzi în România, din păcate, nu justifică acțiunile întreprinse la nivelul Guvernului și mai mult felul în care se acționează arată în mod clar un dispreț față de tot ceea ce înseamnă cetățean român. Am auzit de foarte multe ori o minciună suntată și
despre faptul că în ultimele 20 de ani trecut s-au găsit stocurile goale. Este o minciună, din cel puțin două puncte de vedere. Unul este acela că legea te obligă să ai un minim pe zonele pe care legea te obligă în rezerve de stat, să spun. Vorbim de echipamente medicale. Nu ai cum să fii sub acel nivel, pentru că este o chestiune penală. N-am auzit pe cineva să facă o plângere penală fostului guvern pentru faptul că acele stocuri au fost zero. Deci este o minciună. A doua chestiune. Să spunem că a fi fost ceea ce actualii guvernanți spun că a fost, adică gol prin rezervele de stat. Nimeni nu-i oprea din noiembrie până în decembrie, și chiar ianuarie, februarie, martie, să umple acele goluri, să cumpere din piață când prețul era mai jos, când piața nu e atât de agitată în zona de echipamente medicale, astfel încât să asigure pentru români tot necesarul de echipamente medicale. Deci, cu alte cuvinte, este o minciună care se propagă în mod repetat și care, repet, nu face decât să acopere neputința și slaba calificare, chiar și expertiză, în a guverna o țară. Domnule Ministru al Sănătății, am relatat faptul că pe personalul serviciului de ambulanță este o mare presiune, atât prin activitatea pe care o desfășoară, cât și prin faptul că sunt expuși singurii care sunt expuși la riscuri de contaminare. În al doilea rând, a fost o perioadă foarte grea luna trecută, când printr-un ordin al ministrului s-a dat ca evaluările personalului infectat, pacienților infectați cu COVID și care sunt pozitivi și sunt izolați la domiciliu, să fie făcute de către medicii infecționiști sau medicii de la UPU-uri sau, în ultimă instanță, medicii de la serviciul de ambulanță. Acest lucru a determinat, din cauza numărului redus de medici infecționiști, să fie făcute toate evaluările de către medicii serviciului de ambulanță. A fost o perioadă foarte grea, fiindcă erau în ultimul timp și câte 20-30 de evaluări. Vă dați seama, personalul să fie echipat, să intre în locuință și singurii să-i evalueze funcțiile vitale pentru a relata după aceea la DSP situația acestor evaluări. Din cauza multiplelor activități împotriva COVID-ului, personalul este obosit. Am relatat faptul că avem personal puțin. Am solicitat Ministerului Sănătății suplimentare cu 25 de posturi. Nu am primit decât 13, fapt care și la ora actuală suntem în situația să lucrăm în foc continuu și cu un personal puțin și, așa cum v-am spus, obosit.